O masă mare aveam deja, iar acum am invitat la noi în sală și o fostă vicecampioană de junioare. Practic, nu ne mai trebuie decât un fileu și două palete old school, cu burete de 1,5 mm, made in Vietnam. Mădălina, dacă zic că în clasa a noua am făcut o pasiune nebună pentru tenisul de masă, mă crezi? Așa se întâmplă. Te cred, da. Am intrat la Tudor Vianu, cum se cheamă astăzi liceu, pe vremea mea se chema liceu de informatică numărul 1, sau cred că de matematică fizică numărul 1, după care supra-numit liceu de informatică, da. Și am găsit la locul faptei 4 mese de ping-pong, că de aici a plecat toată povestea. Și oricum era unul dintre sporturile de care te apropiai frumos pe vremea aia. Vorbim de înainte de 1989. Ideea este că înainte de 89, din ce mi-amintesc eu, existau foarte mulți oameni din sport, antrenori și așa mai departe, care făceau selecții în școli. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, în primul rând interesul copiilor pentru sporturi a scăzut destul de mult. Și apoi cred că din punctul meu de vedere cel puțin s-au cules cumva sporturile din care se câștigă ceva mai mult și atenția părinților mai ales e să-și trimită copiii spre aceste categorii de sport. Tenisul de masă nu face parte dintre ele, deși cred că din ce știu și astăzi avem mulți campioni de tenis de masă. Mai ales la fete stăm bine. Da, dar pe vremea respectivă erau și mai mulți. Da. Era o echipă puternică. Spune-mi, acum, când privești povestea în întregul ei, simți că te-a ajutat mult sportul? Și dacă da, la ce? M-am gândit de foarte multe ori, să știi, la lucrul ăsta, pentru că eu n-am fost dintre cei care au făcut sport din pasiune. Am făcut pentru că a fost alegerea părinților mei. Așa am ajuns să fac tenis de masă. Nu mi-a plăcut niciodată, l-am perceput ca fiind o obligație și o muncă extraordinară. Da, 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 pentru că munceam foarte mult. La un moment dat mă antrenam 8 ore pe zi când eram la lotul național, ceea ce era foarte mult. Dar m-am gândit de multe ori cum m-a ajutat, sunt sigură că m-a ajutat foarte mult și cred că probabil că perseverența îmi vine din perioada respectivă și cu siguranță abilitatea de a gestiona eșecul. Am avut atâtea eșecuri încât sunt profesoara gestiunii de eșecuri, da. Eșecurile fiind, să ne înțelegem, niște banale meciuri pierdute, care, mă tem că trebuie să o spun, erau uneori mai importante pentru orgoliul antrenorilor sau așteptările părinților, decât pentru viitorul propriu-zis al copiilor. Pentru că, să mă ierte șefii de la federație, nu pe toate vicecampioanele le cheamă Otilia Bădescu. Tu când ai aflat lucrurile astea? Le-am aflat târziu, de tot făcând multă introspecție. M-am gândit de ce nu-mi mai place să joc. Și atunci, educând copiii și încercând să-mi dau seama cum ar trebui să fie educați, cum ar trebui să învăț părinții să se poarte cu proprii copii, pentru că văd de acum, sunt foarte mulți părinți ai unor copii, ai unor fetițe de 3 ani care își doresc cu ardoare să fie balerine, chiar dacă ele sunt mai durdulii, sau, nu știu, tați care își doresc neapărat ca băieții lor să fie mari fotbaliști, deși se vede că ei nu se pricep sau nu le place și pun acolo mai multă pasiune decât ar trebui și atunci, făcând aceste demersuri, să încerc să învăț alți părinți să nu fie într-o zonă eronată, mi-am dat seama și de ce a fost greșit în copilăria mea. Așa s-a născut și antreprenorul? Nu-mi dau seama dacă de acolo a venit antreprenoriatul. Antreprenoriatul a venit din nevoia mea de a fi mai mult timp aproape de copiii mei. Aproape că de ei, când zici, ce înseamnă să petreci mai mult timp cu da, ei sau eu lucrasem să fii în multinațională. Mai aceeași lungime de undă? Nu, eu lucrasem în multinațională, trebuia să revin la birou. Înainte să rămân însărcinată și pe perioada sarcinii lucrasem foarte mult și atunci mi-a fost foarte clar că aș fi prins-o pe Daria mea doar la băița de seară și mi s-a părut prea mult. Așa am pornit prima grădiniță. M-am gândit că o să fie doar una. M-am gândit că ajung la 5-6, în fine. Dar așa am pornit-o pe prima. Un lucru e cert, ca să o citesc pe Mădălina, absolventă de drept și antreprenor în educație. Un învățător bun poate să facă diferența. Pentru că diferența nu o face programa, o fac oamenii. Și cred că, păstrând specificul, metodele și gradul de dificultate, e fix la fel și în afaceri. Să știi că nu m-a dus capul să-mi fie frică. Dacă m-aș fi gândit, atent, nu mai începeam. Dar n-a fost ușor. Uite, chiar ieri m-am întâlnit cu o prietenă care mă știe de mulți, mulți ani și îmi spune că imaginea ei despre succesul meu este legată de
momentul în care i-am văzut cu Daria în brațe punând flyere în geamuri la împarcare la mall, pentru că i-am zis că de câte ori mă gândesc cum a reușit fata asta, mi-aduc aminte că dacă ai făcut chestia aia, probabil ai făcut foarte multe eforturi și de aia ți-a ieșit. Ai găsit ușor primii oameni cu care să începi povestea asta? Nu. În domeniul ăsta nu cred că găsești niciodată ușor oameni. Eu am avut senzația că în momentul în care am deschis ușile grădiniței, s-au terminat toate problemele mele, atât eram de naiv atunci. Și în prima zi de grădiniță aveam două educatoare, 15 copii care nu înțelegeam de ce alergau așa într-un cerc, în spațiu comun, că eu n-aveam experiență, nu știam ce trebuie să facă la grădiniță, așteptam să facă educatoarele ceva, ele așteptau să le spun eu ce să facă. Și la finalul primei săptămâni, da, pe una dintre educatoare a recrutat o familie pe post de bonă și cealaltă s-a întors de unde venise la stat, că îi se părea mai simplu programul mai scurt. Deci după o săptămână am rămas fără nicio educatoare și cu 5 copii din 15 cu cât începusem. Deci, asta a fost debutul. Asta a fost debutul fulminant. Frumos meci. Frumos meci al antreprenoriatului meu. Da, așa am început. Și în tot în perioada am rămas însărcinată cu cel de-al doilea copil. Deci mi-era greață cât era ziua de lungă. Astea vin toate una peste. Da, da, da. Deci numai când redactam meniul eram ceva într-o greață îngrozitoare. Și așa a fost primul an de grădiniță. Cert este că oricum nu m-am oprit. Adică am deschis 5 grădințe în 5 ani, că m-am prins eu cam cum se deschis și mi s-a părut așa simplu și am zis, eu pot să fac oricâte. După care, când am făcut 5, mi-am dat seama că nu mai puteam să le gestionez, era foarte greu și am început să restrâng dintre ele, să le unesc, să le... În momentul de față, care e dimensiunea afacerii? În momentul de față sunt 3 grădinițe destul de mari și 2 sunt în curs de deschidere. Și în plus, în perioada de pandemie în care a fost tot închis, am lucrat la un proiect nou, am pornit un startup, practic, împreună cu colegele mele, se numește EduBox și este o cutie educațională cu tot ce trebuie să facă un copil de grădiniță într-o săptămână conform programei școlare. Le expediem prin curier. Deci vezi, Madalina, ce n-a reușit să te prindă la tenisul de masă și ai considerat că e tot timpul o povară și că ceva ce trebuie să faci, te-a prins aici. Da, pentru că vezi, eu spun tot timpul că știu că sună ca și cum sunt îngânfată, dar nu sunt. Eu spun că superputerea mea este că mă iubesc copiii și atunci pentru că ei mă iubesc foarte tare și eu am tot timpul o conexiune extraordinară cu ei, toți se luminează când mă văd, încerc să le dau înapoi iubire și pentru mine e foarte valoros lucrul ăsta, că am găsit cumva, mi-am găsit vocația.